Stimați contribuabili, iată, începem și această săptămână, tot cu gândul la marile depărtări, la marile amintiri. S-au împlinit 34 de ani și o zi de la ultima vânătoare a lui Neanicu. Se spune că a fost o vânătoare de fazani, undeva la 40 de kilometri de București, în domeniul de vânătoare ghimpați. Ceaușescu deținea vreo 335 de domenii de vânătoare, numai ale lui, în România sfârșitului de deceniu. Și în aceste condiții, și că la vreo 112 dintre ele mergea frecvent. Acum nu suntem siguri dacă această imagine postată de evenimentul zilei este chiar de la ultima vânătoare, întrucât vedem aici un urs. Se spune că vânătoarea a fost mai degrabă de fazani, nu erau urși la ghimpați în orice caz. Și Neanicu a participat cumva așa din sictir, aproape din obligație, pentru că vremea era frumoasă, deosebit de caldă pentru acea perioadă, ca să folosim un clișeu al meteorologilor, care sunt încă și mai infernali decât bucătarii, la clișee și la lipsa de popularitate, finalmente. Dar Neanicu era popular. Era extrem de popular și se pare că, deși începuseră marile manevre în Europa de Est, în Bulgaria și RDG, președinții fuseseră schimbați, era într-adevăr un vânt al schimbării care nu venea numai de la Moscova, venea și din ceruri în acea perioadă, însă Neanicu nu părea să fie cucerit de aceste evenimente, chiar dacă o îngrijorare trebuie să fie existat undeva în sufletul lui, chiar așa să nu intuiești că peste 10 zile aveai să fii masacrat la o unitate militară obscură din Târgoviște, nu foarte departe de locul unde se întâmplau aceste evenimente. Neanicu ar fi plecat intempestiv așa de la această ultimă vânătoare. De obicei saluta organizatorii, își lua oamenii cu el, fusese flancat de Emil Bobu și de Dăscălescu, sosiseră la 10 dimineața la domeniu. Neanicu avea pușcoaiele lui, avea niște cartușe de culoare neagră cu care împușca, erau singurele pe care le folosea, ni se spune aici. I-a plăcut vânătoarea, într-adevăr, dintotdeauna, de când a ajuns la putere, cel puțin. Era considerat întâiul gonac al țării, întâiul vânător, evident, și avea tabieturi boierești, ni se spune aici, în sensul în care mânca tot felul de pești, dintre ăștia gen păstrăv, șalău, și participa la agape imediat după vânători. Adică îi plăcea să stea la un pahar de vin, mai mânca ceva, chiar dacă pe finalul vieții, o să ne contrazică istoricii, nu prea mai putea să înfulece mare lucru. Dar ne este descris aici într-un stil stângaci, așa, de jurnalist de debut, cumva această mare vânătoare cu carabinele cu lunetă Purdy și cu cartușele negre Rottweiler, singurele pe care le folosea Neanicu. O tempora, spune unii, da, uitându-ne la aceste imagini care par să nu fi existat în viețile noastre niciodată. Nu vorbesc acum de tânăra generație, care sigur nu trăiește din isprăvile lui Ceaușescu și nici măcar nu mai are pe unde să se înfrupte din ele, chiar dacă Neanicu este pe TikTok și îl poți găsi cuvântând pe acolo, dar par atât de stranii aceste discuții și aceste întortocheate evenimente ale unei lumi totalmente dispărute, încât e și greu să mai convingi pe cineva că Neanicu a existat. Chiar și noi care l-am prins 20 de ani din viață, primii 20 de ani, probabil cei mai importanți, mai avem din când în când așa câte o scăpare, câte o străfulgerare dintre asta, de ca și cum perioada aia n-ar fi fost decât în vis. Un lung șir de vise de-astea nereușite care finalmente ne-au condus în societatea capitalistă și de aici legătura cu buzoianul Marcel Ciolacu mi se pare chiar facilă. Să treci de la Ceaușescu la Ciolacu nu e aproape nicio ispravă. Poate doar că Neanicu era un mult mai bun negociator.
Și cred că la o agapă dintre asta cu niște fazani întinși pe ațel ar fi convins pe premierul austriac să ne lase mai degrabă în Schengen. Marcel Ciolacu declarând, fraților, tot la capătul acestui weekend, că România a spart gheața reușind să flexibilizeze poziția Austriei în legătură cu acest numit nou Air Schengen, adică a urmat să intre țara noastră în spațiul aerian al domeniului Schengen, ca să folosim tot un termen de pe vremea lui Neanicu. Ideea asta cu frontierele terestre părând încă îndepărtată rău. E adevărat că dacă stai să citești ce a apărut în presă în aceste ultime ore, ți se pare că România este mai aproape de spațiul Schengen decât a fost vreodată, dar în același timp este și mai departe de el decât a fost vreodată, pentru că nu există în realitate nicio certitudine că vreodată se va întâmpla. Nu avem deocamdată o dată, nu avem un termen de negociere, austriecii sunt pe cât de flexibili, pe atât de inflexibili și orice se poate repede modifica, mai ales că premierul bulgar, mult mai destoinic, așa cum întotdeauna și președintele Bulgariei în același timp a susținut tot un discurs de tipul ăsta, am admirat mereu verticalitatea frontierelor de sud ale României. De data asta avem și ocazia să o confirmăm. Bulgarii s-au declarat dimpotrivă stupefiați de ultimele cerințe ale Austriei, și anume multiplicarea controalelor la frontierele deja existente, adică frontiere UE, granița cu România, dar și la frontiere non-UE, granița cu Turcia, de exemplu, așa cum și nouă ni s-a spus că trebuie să vedem de frontierele cu Ungaria, Bulgaria și Serbia, aceasta din urmă fiind chiar o cerință imbatabilă, frontiera non-UE a României cu Serbia ar fi un motiv dintre ăsta de dezbatere substanțială pe această temă. Bulgarii s-au considerat că primirea refugiaților afgani și sirieni, adică niște deșeuri, practic, pe care Austria vrea să le trimită într-o lume contaminată, deșeuri umane în sensul ăsta, este un termen pe care l-a folosit presa occidentală, nu-l spunem noi, și anume faptul că acești migranți care cumva ne sunt imputați nouă și bulgarilor pentru că ar fi ajuns în Austria venind ori din Bulgaria, ori din România, lucruri care nu sunt confirmate și dimpotrivă dezmințite de autoritățile de la București, care spun că doar 2% dintre migranții ăștia clandestini indezirabili care au ajuns în Austria ar fi trecut prin România. Austriecii însă, care sunt capsomanii Europei, sigur, n-au astfel de criterii, capsomani, dar în același timp și foarte fericiți. Sunt chiar mai fericiți decât Ion Cristoiu. Austriecii, am văzut un sondaj de adevărat nebazat pe date științifice, un sondaj subiectiv realizat în Uniunea Europeană, apropo de fericire. Cine pleznește mai tare de fericire? Și pe primul loc erau austriecii. România venea imediat după, alături de Polonia și de Finlanda. Dar se spune că de data asta criteriile sunt exact opusul celor tradițional verificabile. Și că n-ar fi decât o fericire efemeră dintre asta, care se evaporă într-un weekend și ceva. Dacă să ne întoarcem la Marcel Ciolacu, el în realitate n-a realizat nimic. Dacă stai și ei la rând tot ce s-a scris în ultimele zile despre aceste așa zise negocieri, se pare că partea americană ar fi fost cea care a reușit să-i înduplece un pic pe austrieci. Și americanii au tot discutat și ei. Li se părea undeva destul de bizar faptul că Austria a ajuns să piloteze practic tot spațiul Schengen european. Și că de multe ori în viață, cum ar fi zis și Nea Ovidiu, alt prostănac sinistru al vremurilor pe care le traversăm, da, de multe ori se întâmplă în viață ca un gogoman dintre ăsta să te guverneze. Exact cum Europa Unită, Uniunea Europeană altfel spus, stă în jurul doleanțelor lui Orban Victor. Da? Nu vrea tovarășul Orban să mai dăm ajutoare de miliarde și miliarde de euro Ucrainei, nu mai dăm. Pentru că este necesar acordul celor 27 de state membre. Reușești să îl îndupleci un pic pe Orban Victor, războiul mai are viitor. Adică ucrainenii mai pot să combată. Așa se întâmplă și în spațiul Schengen. Adică nu Franța, nu Germania, nu Italia,
nu Spania, da? Nu Beneluxul, nu cele trei țări din Europa Nordică care sunt în această zonă, nu ele reprezintă problema, ci taman Austria. Da? În jurul Austriei chiar și olandezii au lăsat-o finalmente mai ușor. În ultima vreme ei sunt mai mult plecați pe ideea că bulgarii n-au ce să caute decât noi. Îl vedem aici în imagine pe faimosul premier austriac, cel care ne stă nouă în coaste, Tarsu Kerna, da? Care până la urmă se pare că în urma discuțiilor pe care le-ar fi avut la Washington, așa se spune, ar fi lăsat-o un pic mai ușor cu această parte aeriană, urmând așadar ca românii în vizitele lor sau în concediile lor în cadrul Uniunii Europene să profite la un moment dat de acest privilegiu, această intrare pe jumătate în spațiul Schengen, să nu mai stea la cozi interminabile prin aeroporturi, dar nu există vreo previziune deocamdată atât de optimistă încât să pretindă că vom ajunge mai devreme în spațiul ăsta decât prin martie 2024, să zicem. Dar nici asta nu este bătută în cuie, întrucât nu avem încă o dată un plan de aderare clar, așa cum nu există unul nici pentru Uniunea Europeană. Acolo am înțeles că, îl pomeneam pe Orban Victor mai devreme, știți că el a fost recent în Georgia, a discutat și despre vinuri, dar a discutat și despre intrarea acestei țări, fostă Republică Socialistă Sovietică, în Uniunea Europeană. Relațiile Ungariei cu Georgia sunt foarte bune și cu asta și că ar putea să fie șantajat obscurul dictator maghiar de către europeni și de către americani chiar, să condiționeze cumva ajutorul militar și financiar datorat Ucrainei de aderarea Bosniei și Georgiei, marile prietene ale premierului maghiar, președintelui maghiar, ele și președinte și premier, de fapt, că doamna respectivă am văzut că făcea figură doar de om de paie. Deci, monstru, practic, de la Budapesta, el ar fi bătut palma cumva în secret, asta se spune, cu Tbilisi și cu Sarajevo, propunându-le celor două țări tot felul de meșteșuguri de-astea de viclenie și se pare că și-ar fi luat angajamentul că Ungaria va contribui decisiv la aderarea lor la UE. Sigur că acest lucru s-a aflat și acum ar fi șantajat pe această temă. Da? Sigur, o să vedem, nu este iarăși o chestiune de azi pe mâine. După părerea mea, Ucraina nu va intra niciodată în UE, dacă mă întrebați pe mine. Și cred că și Vladimir Putin ar spune același lucru, care i-a făcut recent pe ucraineni imbecili și i-a considerat niște oameni fără viitor, fără speranță, fără program, fără căpătâi. E adevărat, avea un pahar, lumea spune că de șampanie în mână, eu cred că era 99% vodcă și erau câteva bule de șampanie pe deasupra, era așadar un pic amețit și le-a transmis că nu există viitor pentru ei. Singura țară care are un viitor este Rusia. E bine, ce ne-a șocat mai mult aici, că astea cu spațiul Schengen sunt până la urmă doar niște întâmplări ale istoriei și n-au nicio importanță, ce spune Kerner sau ministrul de interne al Austriei sau ce spun Alde Marcel Ciolacu sau Nicolae Ciucă pe la noi. Vreau să vă spun că a fost investit în acest weekend președintele argentinian, am mai vorbit noi despre el, Javier Milei, a fost investit în funcție, este nou președinte al Argentinei, ultraliberalul Milei. E bine, i-am văzut la petrecere pe Victor Orban și pe Volodymyr Zelensky, care s-au dus la Buenos Aires, deși la ei în țară erau atâtea și atâtea lucruri de făcut, de tranșat. E bine, ei erau plecați la capătul lumii ca să îl vadă pe președintele Milei investit și să-i vadă acestuia prima doamnă, am înțeles că o cheamă Fatima Flores, Leoaica este supranumită, o să o găsesc la un moment dat printre știrile astea și o să o vedem și noi la chip. E una care merită într-adevăr văzută, chiar dacă o să ni se spună despre Argentina că, uitați-l, aici este, că nu este decât o economie de șoc
Milei, din păcate pentru noi, în partea dreaptă a imaginii, că ne-ar fi plăcut ca investitura să se facă în stânga un pic. Dar are ceva din Nicușor Dan. Într-adevăr, vedem drapelul argentinian, guvernul sus soare acolo cu sceptru în mână, 53 de ani, păi atât am și eu, dar eu arăt cu 10 ani mai tânăr decât el. În schimb, doamna lui, 42 de ani, actriță și ea, am mai spus despre Javier Milei, este personajul numărul 1 al planetei în acest moment, a fost analist TV. Pas bon signe du tout. Și noi avem suficienți analiști TV de mâna a doua sau a treia care și-ar dori să candideze. Unii dintre ei au și făcut-o în alte domenii. Alăturarea acestor nume și acestor meserii sau, mă rog, meserii liberale, cum vreți să le spunem, este însă nevalorizată suficient. Adică mai bine totuși nu. Mai bine să te vorbeam de Neanicu mai devreme. La el, pe vremea lui Ceaușescu, dacă lucrai în televiziune, nu puteai să candidezi decât eventual pentru o muncă la Canal sau la Prozar, după ce te demiteau de acolo. Nu puteai să te gândești la mai mult. Trebuia să fi făcut cizmăria, să fi făcut, în general, feroneria, cum ar zice Sabin German, ca să poți să întrevezi un viitor politic. Acum, moda asta a saltimbancilor la putere însă nu este nouă. După Volodymyr Zelensky, care ajunsese și el omul numărul 1 al planetei, se deplasează de altfel din nou, mâine este iarăși la Casa Albă, așa și Milei. A ajuns practic dintr-un agitator TV președinte de țară, conducând totuși una dintre cele mai importante țări de pe planetă, Argentina, a noua țară ca suprafață, dacă nu mă înșel, de pe glob, în orice caz depășită în spațiu latinoamerican doar de Brazilia, ca importanță, doamna lui se pare că nu este o femeie de paie. Am citit câte ceva despre ea, erau niște traduceri totuși mai degrabă într-o română moldovenească, de asta inexistentă, dintr-o limbă spaniolă și aia nedumirită suficient, deci nu erau neapărat cele mai bune repere, dar ce am văzut acolo este că doamna Fatima Flores se implică, este o Raisa Gorbaciova de America Latină și, într-adevăr, imaginile vor rămâne în mintea celor care au fost la această petrecere de investitură. Fetelor, dacă nu vă deranjează foarte tare, încerc să mai aduc un pic în atenție. Dacă aș putea să tai cumva la mijloc imaginea asta, să scăpăm de Javier Milei, cred că ne-ar avantaja. E greu să găsești totuși în România o doamnă politică de o asemenea anvergură. Adică imaginați-vă puțin această Fatima Flores, încă o dată trebuie să precizez, în partea din stânga a ecranului, dacă era în dreapta era președintele Argentinei și Argentina știe că a mai trecut prin astfel de faze, nu numai cu doamna Perón, dar și cu Cristina Kirchner. Deci Argentina este obișnuită cu astfel de personaje. E bine, de data asta se pare că ar fi dat lovitura. Eu spun că la noi, dacă doamna Fatima Flores ar fi candidat, fie și din partea USR, da? Hai să zicem chiar și independentă, ar fi câștigat alegerile prezidențiale, bă, fetelor, din primul tur. Adică cine s-ar fi dus, bă, la vot să voteze Mircea Joană în loc de Fatima Flores? Explicați-mi și mie, puteai să-l votezi pe prostănac în locul femeii ăsteia? Nici o șansă. Doar nu o să te duci, bă, să-l votezi pe Marcel Ciolacu când puteai să votezi așa ceva. Deci ăsta este efectiv ghinionul nostru, destinul nostru ca națiune politică. La noi nu există așa ceva. Da. Când vor candida astfel de personaje la alegerile prezidențiale, nu vom mai avea nevoie de sondaje. Nu vom mai avea nevoie de dezinformări pe la televiziunile astea obediente, unde jurnaliștii intră în direct și nu știu despre ce vor vorbi. Le vine hârtiuța așa direct din elicopter. Coboară unul pe scara aia vulnerabilă a elicopterului și le pune în față ce trebuie să citească, ce trebuie să spună. Nici măcar în astfel de situații, ce poți să spui despre dânsa?
că a făcut cu adres în copilărie, că a dat cu praștia pe la școală, a spart niște geamuri, numai ca să nu mai fie votată, tot degeaba, tată. Ne-am duce cu mic, cu mare la vot și cu siguranță că ar ieși din primul tur. Din păcate, însă, la noi, clasa politică feminină nu dispune de asemenea aturi. Este una dintre mai degrabă de evitat. Sigur, cu excepțiile de rigoare, se vor recunoaște ele, dar nesemnificative totuși la adresa societății noastre politice multilateral dezvoltate. Bun, venim, ce să dăm mâncare și apă la antilopele pe care le avem în dotare, și antilope gnu de toată frumusețea. Unii le dau și scorțișoară, înțeleg, în lăturile alea pe care le consumă, și revenim în câteva momente. Am revenit la Vladimir Putin și la paharul său de vodcă cu câteva bule de șampanie. Imaginile sunt totuși un pic blurate de această burtieră în limba engleză, o imagine de pe X, fostul Twitter. Dar ce putem să vedem noi în această imagine, cât e ea de dificil de captat, vedem fețele total neconvingătoare, neconvinse finalmente de discursul lui Putin. Mi se pare o atmosferă de asta de mare sărbătoare. Vedem și o doamnă undeva în partea de est a ecranului, îi se vede fața doar pe jumătate, abătută și ea, toți sunt cumva triști, așa pleoștiți, un discurs dintre ăsta cu vorbărie goală, multe cuvinte din limba de lemn. Vladimir Putin tratând Occidentul drept ceva meschin și derizoriu, finalul societății occidentale, măcar de-ar fi așa. Dar, din păcate, sunt niște lucruri care n-au nicio justificare, nicio acoperire, sunt lipsite de dovezi din toate punctele de vedere. Și, la un moment dat, a spus că știu că nu le avem nici noi pe toate, dar inamicii noștri vor rămâne fără muniție, arătând de asemenea că ucrainienii n-au niciun viitor și că ei se aliază cu oricine doar ca să-i facă Rusiei rău. Problema este că și ucrainenii sigur că au tot o mentalitate care vine din fosta Uniune Sovietică și sunt mult mai aproape de imbecilitatea rușilor decât a altora. Dacă ucrainenii sunt imbecili, atunci cu siguranță că și rușii au o mare parte de eșec în această doză. Lucrurile sigur că așa stau, dar le spui mai ușor la două, trei păhărele de astea de vodcă aranjate în niște pahare de șampanie. E un discurs la Kremlin, organizat cu ocazia candidaturii la alegerile prezidențiale. Vladimir Putin își dorește să conducă Rusia cel puțin până în 2030. În mod normal o va face, mai sunt 6 ani și ceva până atunci, nu se anticipează mare lucru, mai ales că deși al 12-lea val de sancțiuni occidentale față de Rusia urmează oarecum să se pună în aplicare, nouă nu ni se pare de la această distanță Rusia atât de dezmembrată politic sau economic. Se pare că lucrurile sunt ca la început, un război nemernic în care s-au pierdut sute de mii de vieți aproape degeaba. Kiril ar spune că nicio viață nu e pierdută degeaba atunci când alocațiile vin de la Kremlin. Dar sigur că lucrurile nu stau așa. Un război care bate pasul pe loc. Rusia, tot așa, în gargara discursului prezidențial, a uitat că nu mai este o mare națiune, a intrat într-un război fără să aibă nici cele mai mici certitudini, umplându-se de ridicol. Dar uite că reușește să reziste până la urmă acolo, pe câmpul de bătălie, chiar dacă a fost surclasată în repetate rânduri. Și, într-adevăr, nu pare să ducă deocamdată lipsă de armament, întrucât are niște parteneri politici de toată încrederea. Este vorba de cele 4 națiuni libere. Discursul lui Vladimir Putin este mic copil pe lângă discursul acestui imbecil de clasă mondială, care este Kiril, patriarhul Kiril. Să vi-l arăt aici. Iată-l, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, care cred că în momentul de față este
cel mai jenant personaj al planetei. Vorbesc acum, sigur, dintre cei cunoscuți, că a crăpat, de exemplu, weekendul ăsta mama lui El Chapo. Da, asta e altă, în altă categorie. Dintre cei care fac actualitatea, cred că ăsta este ultimul. Patriarhul Kiril, care a declarat că pe lângă Rusia, doar 4 state sunt cu adevărat libere pe planetă. Sigur că discursul lui seamănă cu cel al poichilor noștri atunci când au nevoie de niște ajutoare. Ăsta se gudură pe lângă puterea de la Moscova, cum au făcut ei toată istoria lor. Da? Asta înseamnă lipsa de caracter. Să te pui bine cu vremurile pe care le străbați, ocultând faptul că la un moment dat erele se schimbă. Kiril a declarat așadar, fără să le numească, dar cred că le putem găsi noi, că mai sunt doar 4 țări cu adevărat libere pe lume și că marea libertate vine de la Moscova. Dar celelalte 4 ar trebui să fie China, Coreea de Nord, Iranul, astea cu siguranță sunt cele 3, da? Belarusul, da, aici stăm un pic așa în cumpănă pentru ca a 4-a categorie, nu cred că e vorba de Venezuela totuși. O țară pe care Kiril nu cred că o stăpânește prea bine lexical. Altfel nu știe nimic despre ea, da? Venezuela, fiind și ea în pragul unui război, vă povesteam zilele trecute de ceea ce s-ar putea întâmpla în nordul Americii de Sud dacă Venezuela invadează partea de vest a Guianei, a devenit sigur și ea până la urmă în centru atenției dacă lucrurile vor sta așa. Venezuela e încă totuși în cumpănă pentru că știe că dacă apasă pe trăgaci acolo și ia adio de la toate relațiile pe care le mai avea în America Latină și embargoul american va intra din nou în vigoare. Nicolas Maduro chiar n-ar mai putea să vorbească decât cu Vladimir Putin și cu Xi Jinping. Condiția este ca totuși ăia să-i răspundă la telefon. Pentru că la o asemenea distanță pe planetă, aia pot să zică foarte ușor, nu s-aude, bă, Nic. Nu te mai auzim. Trebuie să vorbești acolo la tine, la operatorii tăi, operatori de telefonie mobilă nici nu mai sunt în Venezuela, că nu mai au de unde. Da, apropo de acest conflict care mocnește și pe care îl tot estimam noi zilele trecute, el poate că undeva stă și la baza unei declarații recente al lui Lavrov, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov. Rusia este mai puternică datorită războiului din Ucraina, a tunat el. Dominația Occidentului se apropie de sfârșit, același gen de discurs care poate să fie ambalat oricum, da? Contundența lui este cea care contează. E bine să spui lucrurile astea când știi că nu-ți mai poți recupera partenerii. Ce se va întâmpla cu Rusia în istorie e limpede. Până când era Putin nu se va termina, oamenii ăștia oricum nu mai au nimic de pierdut. Deci trebuie să înțelegem aceste lucruri. Ei știu că sunt deconectați de la realitate, dar tot ce îi se întâmplă, așa cum și Emil Bobu știa probabil că odată cu moartea lui Ceaușescu și cariera lui se va termina. Categoric. Așa sunt și ăștia. Și atunci, în astfel de condiții, este bine să împingi până la urmă nemernicia precum accelerația, cât mai spre fund, așa, cât mai spre final. Pentru ca măcar loialitatea în rândul acestei conglomerații să fie inatacabilă. Ăsta este rolul acestor oameni. Ei vor pieri și ei odată cu înfrângerea Rusiei și cu dispariția lui Vladimir Putin. Dar până atunci n-are sens să mai schimbi macazul. Pentru că oricum nu-ți mai recâștigi prietenii pe care, să zicem, i-ai avut la un moment dat. Asta ar fi din acest punct de vedere. Mai era de văzut aici, apropo de subiectul ăsta, da, asta este harta cu Venezuela și Guyana, Guyana, cum pronunță locuitorii amerindieni, să spunem, localnici, băștinașii, în această țară, altfel de limbă engleză, dar sigur unde limba spaniolă este limba cea mai vorbită, în Guyana, ca și în alte țări din spațiu respectiv, limba engleză este o limbă administrativă. Da? Nu este limba pe care o vorbesc cetățenii. Bine, cel puțin în această zonă numită Esequibo, care înseamnă 2/3 din teritoriul actual al
Guianei, Republica Cooperatistă Guiana, așa se numește, tot așa cum și Venezuela are denumirea de Republica Bolivariană Venezuela, sunt niște denumiri probabil mai puțin cunoscute. E bine, Esequibo ăsta este o zonă unde se moare de foame, unde populația locală, guaianeză, cum spun ei, este la sapă de lemn, dar în resursele de sol există o bogăție care practic nu se găsește în altă parte. Asta este imensul paradox. Adică petrol și aur cât cuprinde. De altfel, oamenii în această parte vestică a Guianei, jungla amazoniană, trăiesc tocmai din negoțul ăsta ilegal cu aur. Este aceeași tărășenie și în Brazilia, și în Guiana franceză, și într-o parte a Surinamului, toată zona asta de nord-est a Americii de Sud, se trăiește din comerțul ăsta ilegal cu aurul, deși acolo sunt foarte mulți mineri. Practic, populația trăiește din agricultura de subzistență și din mineritul de suprafață. Ei nu pot să ajungă până la urmă să exploateze adevăratele mine de aur, care se află mai, cumva mai în adâncul pământului, și nu reușesc așadar să aibă un trai normal, fericit, să spunem, liniștit. Venezuela, care pretinde din secolul, de la sfârșitul secolului XVIII, că acest teritoriu aparține, a organizat zilele trecute un referendum la Caracas. 95% dintre cetățenii au zis că trebuie să fie anexată această parte din Guiana, care reduce Guiana la 89.000 de kilometri pătrați. Și în acest sens, asta spuneam, că ne pregătim de o săptămână tumultoasă în zonă. Joi, 14 decembrie, va avea loc în Saint Vincent și Grenadine o reuniune între președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, președintele Guianei, tovarășul Arif, de asemenea Ignacio da Silva Lula, președintele Braziliei, și premierul din Saint Vincent și Grenadine, nenea ăla care dădea mâna cu Klaus Iohannis, dacă mai țineți minte, și avea insignia propriului stat la piept. De ce în Saint Vincent și Grenadine? Nu neapărat pentru că este un paradis al antilelor mici, ci pentru că această țară minusculă, practic pe care nu o găsești decât pe legenda globului, asigură președinția rotativă a zonei care cuprinde țările din America Centrală, de Sud și Caraibe. Este un fel de Uniune Europeană locală și în momentul de față, la data la care discutăm, Saint Vincent și Grenadine asigură așadar președinția rotativă a acestui mare conglomerat de națiuni. Statele Unite însă sunt la telefon. Prin videoconferință vor participa. Evident că SUA au fost informate. Am înțeles că sunt deja niște exerciții de-astea aeriene pe care SUA le-a făcut în jurul capitalei guianeze, Georgetown, tocmai ca să dea un semnal Venezuelei lui Maduro că dacă vrea să intre în război, va intra în război direct cu Statele Unite. Ăsta este pe undeva avantajul acestor țări față de noi, față de Ucraina și față de toți amărâții din această parte a globului. Statele Unite sunt prea departe de noi. Chiar dacă au trupe, sigur, chiar dacă desfășoară activitatea prin intermediul NATO, chiar și la noi în țară, ei nu sunt implicați geografic. Asta este o diferență fundamentală. Doar un prostănac, precum prostănacul, ar putea să creadă invers. Pe când aici, în această zonă, Statele Unite sunt la aruncătură de băți. Acolo tot se negociază numai în dolari americani. Toată zona aia. Da? Sudamericanii se raportează numai la dolarul american. În zonele de Caraibe, de asemenea, America Centrală, la fel. Statele Unite au o influență covârșitoare în tot ce se întâmplă acolo. Ei sunt la o secundă, practic, de a intra într-un astfel de conflict, ceea ce ar fi interesant de văzut, pentru că SUA va participa activ, nu cu vorba, da? Nu cu așa zisele trupe NATO, va participa armata americană, direct, dacă acest conflict va degenera, pentru că interesul este mult mai mare. Acolo nu mai poți să spui nu. Una este să ardă la Kremlin și noi să ne uităm la televizor, și una este să ardă la tine pe palier.
unde ești nevoit să deschizi ușa, să te duci și tu cu prosopul, să vezi dacă poți, sau cu extintorul, să vezi dacă poți să o ajuți pe vecină să stingă focul. Așa este aici. Deci Statele Unite intră în război, tată, că n-au încotro. Aia e o zonă pe care ei o stăpânesc la degetul mic acolo. Nu mai pot să spună, știți, nu era vreme de război, dronele alea care au căzut pe la voi, pe la Ismaili, erau niște bucăți de metal, de fapt. Nu e încă, hai să mai așteptăm un pic. Pe ei nu interesează zona asta. Aici o stăpânește așa, prin tradiție, că tu ești șeful NATO. Aici nu e același lucru, bă. Da. Deci de asta ne interesează și ar trebui să capaciteze mai mult și opinia publică de la noi, pentru că este un război unde SUA combate în mod direct. Venezuela este până la urmă o pâine de mâncat din toate punctele de vedere pentru toată lumea. Da? Ei au, sigur că aliații lor în momentul de față sunt Rusia și China, tocmai pentru că Venezuela a fost lăsată din brațe de Statele Unite de când cele două dictaturi succesive au pus, practic, botniță pe această țară fenomenală, practic numărul 1 pe planetă, am mai spus-o, la toate resursele existente. Nici o țară din lume n-avea resursele Venezuelei, ca să fie clar. Începând cu resursele de petrol, au fost pe locul 5 pe planetă și până la cele de Miss Univers. Da? Trecând prin toate categoriile, ei erau locul 1 pe planetă. Și ieșirea la Marea Caraibelor și peisajele din țară, absolut tot, agricultură, nimeni nu-i făcea. Asta doar că Venezuela, printr-o întâmplare de asta concavă a destinului, a intrat pe mâna unor cretini, unor călăi. Și atunci a fost demantelată de ăștia, a devenit o țară, chiar citeam acum recent pe o chestiune care n-are nicio legătură, cu asigurările de călătorie și de viață. Sunt tot felul de firme, de astea le știe lumea. Noi de obicei nu ne facem asigurări când călătorim în străinătate, că sunt niște bani de obicei aruncați de pomană, mai ales dacă te duci în țările UE, n-ai nevoie de așa ceva, dar dacă mergi la capătul pământului, nu-i rău să ai o asigurare. Așa. E bine, Venezuela este printre cele 5 sau 6 țări unde nu există valabilitatea unei asemenea asigurări, pentru că este considerat un stat fără căpătâi. Știți care mai sunt țările care nu sunt incluse? E vorba de Afganistan, de Irak, de Coreea de Nord, da? De Iran și de Belarus. Astea sunt. Și la ele se adaugă Venezuela. Ce rușine, bă! Îți dai seama pentru ăștia? Deci astea sunt țările fantomatice. Nici măcar Siria sau Yemenul nu erau. Probabil că prin omisiune nu apăreau pe lista aia. În rest sunt valabile toate, peste tot. Adică există o umbră de umanitate. Într-o țară ca asta, intri, că de intrat intri, românii, de exemplu, n-au nevoie de viză ca să intre în Venezuela. Acolo am citit recent, de exemplu, o sticlă de Coca-Cola, o să-i facem reclamă, o să-mi spui de Dr. Pepper sau de Pepsi, face $10 americani. Un plin de benzină face $360 americani. Deci, dacă vrei să cumperi un kilogram de roșii de la piață, el valorează undeva la $20. Asta este inflația în Venezuela. Altă dată, dacă vreți să știți prețurile, erau cu 0,0. Atunci când Venezuela tura la maximum. Pentru că ei aveau toate fructele, toate legumele, petrolul, benzina, toate astea erau gratis. Nu trebuia să plătești nimic pentru ele. Ți le trecea ca la întreținere și plăteai odată la 6 luni. Deci nu exista pentru ei nicio problemă de tipul ăsta. Asta în anii 80, de exemplu, în Caracasul Duduia. Era practic a treia metropolă sud-americană, da? Și a patra sau a cincea din tot continentul nord-american, luând-o din sus, din Alaska și până în Țara de Foc. Astăzi însă nu mai reprezintă nimic. Ai intrat acolo, ești gata. Deci nu există certitudinea că mai ieși. Adică de pe o zi pe alta se poate întâmpla orice. A devenit un fel de Somalia această țară. Bun, ce mai aveam, fraților, pe listă? Președintele Biden n-ar fi foarte bine situat în sondaje. Asta pentru că e vârsta, pentru că e cumva inerția lui ca personaj
un politic, sigur, hârșit, cu multă experiență, dar nu care să mai conducă Statele Unite încă un mandat. Donald Trump, așadar, ar fi în fruntea preferințelor pentru prezidențialele din toamna anului viitor. Sigur, o lovitură cruntă pentru SUA. Alegeri de asemenea prezidențiale în Egipt. Abdel Fattah al-Sisi este pe cale să câștige un al treilea mandat. Asta după ce egiptenii și-au făcut țara încă o dată praf. La ei n-a mai fost... Cred că de pe vremea lui Anwar el-Sadat, în anii 80, Egiptul n-a mai avut o prosperitate cât de cât. De la faraoni încoace a fost totul un rahat absolut. Polonia intră iar în conflict direct cu Bruxelles-ul. Un înalt tribunal a stabilit că măsurile provizorii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene sunt neconstituționale. Se știe că din punct de vedere juridic, Polonia este și ea o oaie neagră a Europei. Asta nu... din cauza populației, nu din cauza cetățenilor, ci din cauza clasei politice, același lucru întâmplându-se sigur și în Ungaria. Pentru că lumea nu-l acceptă pe Orban Victor. Dacă te duci în Ungaria acum și întrebi pe oameni pe stradă, 7 din 10 îl înjură pe Orban mai tare decât îl înjură oricine în lume. Deci ei n-au nicio legătură. Victor Orban este complet deconectat de la actualitate. Cam așa se întâmplă și în Polonia, poate pe o scară un pic mai mică, dar în orice caz diferența nu este colosală. S-a descoperit un craniu de pliozaur, fraților, fetelor, o reptilă marină feroce, ce vedem doar niște resturi, cam asta ar fi fost gura ei, pliscul ei. E o înfățișare de crocodil aici, ci că această creatură ar fi terorizat oceanele în urmă cu peste 150 de milioane de ani, scrie BBC-ul. Chiar văzusem un reportaj despre caimanii din zonele de la marginea centrului administrativ principal al Braziliei, Rio de Janeiro. Stăteau printre peturi. Deci este așa o mare mizerie acolo, toată canalizarea din zonele alea este praf făcută, sabotată de niște greve, de niște bandiți dintre ăștia și stăteau mizerii mormane, sute de milioane de tone de deșeuri și printre ele pluteau caimanii, la care sunt într-o situație alarmantă. Și că făcuseră aia un studiu acolo, experții, și au văzut că 80% dintre caimani erau masculi, ceea ce înseamnă că femelele s-au curățat, erau mai sensibile și că populația acestei specii de crocodil, cea mai dezvoltată, sigur, în America Latină, este așadar pe cale de dispariție și ea. Iată că nu numai politicienii și clima sunt la capătul răbdării și al timpului, dar și orătăniile, da? De la pliozaur, așadar, până la caiman, drumul este destul de scurt. Ne revedem de mâine, restul săptămânii. Rămâneți cu bine! Program disponibil pe primaplay.ro.